Salvatorii montani din Parâng au de săptămâna trecută un nou vehicul de teren destinat căutării persoanelor rătăcite. ATV-ul nou-nouț a costat 80.000 de lei și a ajuns la munte sub forma unei donații din partea unui om de afaceri care are în zona turistică o pensiune și știe cât de importantă este dotarea salvamontiștilor. ATV-ul este unul de ultimă generație și îl întrece cu mult pe cel care exista în dotarea echipei salvamont și care era uzat și fizic și moral. Mașina este una de mare putere ce poate interveni rapid pe zone cu teren accidentat. Salvamontiștii hunedoreni îi așteaptă în continuare cu drag pe turiști și speră ca să aibă cât mai puține intervenții. Peisajul în zonele schiabile este foarte frumos. Noi suntem pregătiți cu tot ce trebuie pentru a veni sprijinul turiștilor. Sperăm să nu fie nevoie, însă băieții sunt pregătiți, sunt în gardă. Totul este în regulă. Așteptăm turiștii și, bineînțeles, schiorii care ar trebui să respecte regulile de conduită pe pârtile de schi pentru a avea cât mai puține accidente. De asemenea, salvamontiștii hunedoreni vin și cu sfaturi pentru practicanții sporturilor de iarnă, utile atât pentru evitarea accidentelor, dar și împotriva răspândirii COVID-19. Primele recomandări, în afară de cele necesare evitării pandemia astea, care nu mai trece, e să aibă un comportament adecvat pe pârtile de schi, să aibă un pic de antrenament înainte de a intra pe pârtea de schi, un pic de încălzire a mușchilor, un pic de mișcare, e foarte bun înainte de a aborda o pârtie. Echipamentul, bineînțeles, de protecție împotriva frigului și a vântului, și, bineînțeles, schiurile să fie bine pregătite, bine reglate în funcție de greutate, de stilul de schi pe care îl abordează fiecare. Turiștilor li se mai recomandă ca în caz de accidente să alerteze echipele salvamont aflate pe fiecare domeniu schiabil din județul Hunedoara. În cazul în care se produc incidente în afara pârtiilor pe diferite trasee, turiștii sunt sfătuiți să apeleze la 112 sau la numărul de urgență 0 salvamont.